dosoarele într-o mână și cu sticle de apă în cealaltă și înarmați cu multă răbdare. Sute de elevi au făcut de dimineață cozi în fața instituțiilor pentru a se înscrie la specialitatea dorită. Este tabloul pe care l-am surprins la mai multe colegii, centre de excelență și școli profesionale din capitală. Tânărul din imagine a decis să-și continue studiile la Centrul de Excelență în Construcții. Acesta a venit tocmai din raionul Telenești. Spune că ultimul cuvânt în alegerea specialității pentru care a optat este chiar canicula sufocantă, care a pus stăpânire pe Moldova de aproape o săptămână. Am venit la proba sistem de ventilare și încălzire termică. Este o meserie care e foarte solicitată acum vara. Ce te-a motivat pe tine să o alegi? E o meserie care va fi disponibilă și întrebată în viitor. Deci cumva vrei să-i ajuți pe oameni să suporte mai ușor căldurile? Da, că cum e vara asta, e foarte problematică. Pentru că este o zi importantă, băiatului a fost alături și familia. E foarte departe, dar pentru copii se fac sacrificii. Am înțeles. L-ați sfătuit și dumneavoastră pe el în alegerea? Desigur, toată familia împreună cu tata am hotărât ceva pentru viitor care să nu plece de lângă noi. Deși au fost nevoiți să aștepte ore bune până la depunerea dosarului, tinerii erau determinați să rămână acolo cât va fi nevoie. Fetele se visau deja designer de interior, cu o carieră de succes. Da, aștept de mult timp. Pentru ce meserie vei opta? Design de interior. De ce ai ales? Pentru că îmi place acest lucru și vreau să devin un specialist bun în acest domeniu. O designer de interior. Este o meserie care mă interesează și aș dori în viitor să am succes în acest domeniu. Primul tur al admiterii va avea loc până la 3 august în colegii și centrele de excelență, iar în școlile profesionale cu o săptămână mai mult până la 10 august. Numărul mare de doritori din prima zi i-a surprins și pe profesori care făceau față cu greu avalanșei de adolescenți. Vă zic că sunt foarte mulți chiar la primele ore. Deci la prima oră erau vreo 70 de persoane pentru că noi am pregătit deci numere ca să ordonăm un pic, să nu fie deci toți odată. Nu contează când depui dosarul. Deci poți să depui dosarul și chiar în ultimul moment de depui de termen, pentru că aplică doar media, să ia în considerație media. Și la Centrul de Excelență în Transporturi a fost forfotă mare. Pentru mecanic auto. De ce ai ales? Ai decis să faci această meserie? Mereu îmi place să mă joc cu mașinile de mitel. Asta a fost, pot să spun, un vis. Ca să ajung un mecanic auto. Pentru diagnostica tehnică automobilă. Este interesant oportunitate de a explora mașinile. Și aici adolescenții au venit însoțiți de părinți. Dumneavoastră l-ați ghidat cumva în alegerea acestui profesie? Nu, alegerea lui a fost din clasa 6-a. Părerea lui, absolut tot el decide. Adică noi ca părinții susținem. Ați venit să-l susțin. Da, trebuie de ajutat, trebuie de susținut copiii, că este viitorul lor. Unele momente le-am sfătuit pentru că el încă așa. Dar noi părinții trebuie de ajutat. Pentru că tinerii și părinții lor veniți de la sute de kilometri să reușească să ajungă acasă, admiterea a început înainte de ora 8. Chiar vreau să vă zic că de la 7:30 deja erau și i-am luat, chiar dacă încă nu era oficial deschis admiterea, i-am luat pentru că sunt de la sudul Moldovei să reușească să revină înapoi acasă. Avem 282 de locuri în total disponibile. Aici vorbim și de specialități de nivel 4 ISCED. Dacă ar fi să vorbim tradițional nivelul de colegiu, avem și meserii, inclusiv avem învățământul clasic, dar avem și învățământul dual. Anul acesta, numărul locurilor la buget în învățământul profesional tehnic s-a majorat, de la circa 8200 anul trecut la peste 12.000. În jur de 6.800 sunt pentru școlile profesionale și centre de excelență, 3.566 de locuri pentru colegii și aproape 1.900 pentru învățământul dual. De asemenea, sunt disponibile aproape 7.700 de locuri cu achitarea taxei de studii.